Iată, eu nu sunt nimic. Iată, eu nu sunt nimic. Ce să-ți răspund? Îmi voi pune mâna la gură. Iov, capitolul 40, cu versetul 4. Orice faptă de nelegiuire, orice neglijare sau respingere a harului lui Hristos are repercusiuni asupra celui în cauză. Acestea împietresc inima, pervertesc voința, întunecă înțelegerea și nu numai că te fac mai puțin dispus, dar și mai puțin capabil să te supui blândelor îndemnuri ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mulți caută să-și liniștească conștiința tulburată, gândind că pot schimba cursul vieții lor rele atunci când doresc să facă acest lucru, că pot să trateze cu ușurință invitațiile Harului lui Dumnezeu și totuși să fie din nou impresionați de ele. Ei gândesc că după ce au disprețuit Duhul Harului, după ce au ales să-și așeze influența de partea lui Satana, într-un moment de limită maximă, își pot schimba cursul vieții. Dar acest lucru nu este așa de ușor de realizat. Experiența, educația din tot cursul vieții au modelat în așa măsură caracterul, încât în asemenea împrejurări, puțin mai sunt aceia care doresc să obțină chipul lui Isus. Chiar numai o singură trăsătură rea de caracter, o singură dorință păcătoasă cultivată perseverent, vor face în cele din urmă, fără efect, puterea Evangheliei. Orice îngăduință păcătoasă adâncește aversiunea sufletului față de Dumnezeu. Omul care manifestă o împotrivire necredincioasă sau o indiferență totală față de adevărul divin nu face decât să culeagă recolta a ceea ce a semănat. Este dificil să ne înțelegem pe noi înșine, să avem o cunoaștere corectă a propriilor noastre caractere. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, dar adesea se dă greș în a-l aplica la nivel personal. Există posibilitatea unei auto-înșelări, gândindu-te că avertizările ei nu sunt pentru tine. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Lauda de sine poate fi interpretată ca emoție și zel creștin. Iubirea de sine și încrederea în sine ne pot da asigurarea că suntem drepți, pe când noi suntem departe de a împlini cerințele cuvântului lui Dumnezeu. Am un apel pentru tine. Domnul Hristos îți vorbește prin Duhul Său cel Sfânt și te atrage la El plin de îndurare și bunătate. Dacă neglijezi glasul Său, dacă te împotrivești iubirii sale, inima ta se va împietri. Iar la sfârșit vei culege ceea ce ai semănat. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima, ci vină la El și lasă-L să-ți schimbe inima. Meditează la următoarele întrebări. Ce obiceiuri și trăsături de caracter cultivi care te îndepărtează de Dumnezeu? Care sunt falsele impresii pe care ți le oferă iubirea de sine și încrederea în sine? Cum este inima ta în lumina cuvântului lui Dumnezeu? Examinează-ți zilnic inima și cere-i lui Dumnezeu să descopere orice trăsătură de caracter sau dorință păcătoasă care te împiedică să te supui Duhului Sfânt. Învață ce înseamnă să-ți pui mâna la gură, asemenea lui Iov, și să-ți recunoști limitele și greșelile. În loc să te bazezi pe propriile forțe, încredințează-ți viața în mâinile lui Dumnezeu, rugându-L să te transforme după chipul lui Iisus. Practică smerenia, rugăciunea sinceră și meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu pentru a cultiva o inimă deschisă și receptivă la îndemnurile sale. Amin.